Primele care ne vor păși pragul sunt Tatiana Martin și Victoria Roșca. Fetele au înghețat într-o zi atât de tare, dar rezultatul lor e atât de fierbinte. Al treilea videoclip din colaborare. Salutare, fetele! Salut! Bine ați venit! Bine te-am găsit! Ia, hai, făguța pe canapea acum, la microfon acolo. Puș, 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 puș. Vă rog de ne scuzați, dar noi așa suntem moldovenii. Trebuie să ne îmbrățișăm. Apropo, fiică mea râde. Mami, hai să ne pupăm cum te pup cu invitații tăi. De trei ori, așa. Fetelor, bravo! Am admirat producția voastră și, și mă bucur că de la drama romantică, istorică, ați trecut așa la autentică. La autentică, da, la tradițional. Iarăși ai ales-o pe ea. De ce? Pentru că vrei deja sau ți se asociază imaginea ta cu ceea ce gândește Victoria? Și asta este, dar eu cred că mai ușor ajungi la public prin videoclipuri, prin... Acesta este motivul, cred eu. Am văzut că merge bine, este succes și mergem așa înainte. Și pentru tine este un experiment, te vezi pe tine în alt domeniu. Pentru că e una să fii regizor de teatru și alta este să fii regizor de videoclip. Exact, exact. Și zic, măi, eu când intru să fac ceva și spuneam și Tatianei, ori fac cum trebuie, ori nu iau deloc și nu mă apuc. Nu mă aventurez, nu sunt eu omul ăsta care să, așa, aștea. Cât pe ce să nu se apuce la videoclipul ăsta, era foarte târziu, era ocupat, târziu de toamnă, frunze practic nu erau și a găsit ea un loc ușor și a decis, uite că zic, hai, nu, încercăm. Nu găsesc locația facem. Și nu pot să îndeplinesc ca concept ceea ce eu am în căpșor și am înșerat pe foiță, zic, atunci renunț. Și eu, nu, hai să vedem, zic, ok, da, dăm două zile. Și în două zile am reușit să organizez tot, să găsesc locație, dansator, decor, costume, dansator, să lucrez cu actorii, să găsesc fetele pentru videoclip. Dar nu a fost atât de greu, fiindcă este teatru popular. Da, este echipa. Este echipa, da. Și eu cumva din timp repartizez cam fiecare ce să facă și ce ține de costume și anume autentic și așa mai departe. Am acolo o prietenă care detaliu cu detaliu pune la punct tot și e mult mai simplu. Cum a fost să te uiți în ochii lui Juglea și să o faci pe îndrăgostita? Că te uiți la omul ăla și vrei să râzi. Cred că eu câte dubluri, multe am făcut. Da, mă uitam și buhneam în râs. Adică e posibil. Așa era, da? Așa a fost. A fost foarte greu, dar Vică mai striga la noi. Adunați-vă! Luați-vă, vă rog frumos! Stânge focul, rugul! Vă rog frumos! Noi luam pe Juglea deoparte, rog frumos, fii mai serios, că era... Și ar zis, eu nu fac mică. Și vreți, voi sunteți nebuni. Și după că ai spus asta și îl văd în față și mine mie râde de la el. Ați reușit să faceți totul într-o singură zi. Și taman în ziua aia în care a venit frigul. Da, vijălie, acum sunt mai băieți, noi avem noroc. De dimineață un frigălău, puteți adunam și mă văd vintăți în coștumă, stau și să uit. Să zic, oare ce o să îi îmbrac eu azi? Și când ne spune, după ce am înghețat așa pe la amiaz, Vica ne spune, tac, fetele, vă descalțați? Descalță. Când am auzit de asta, o scenă afară. Aoleu, Vica este nebună, dar... Ați ajuns acasă, picioarele într-un lingenaș cu apă fierbinte sau cum? Sau cu ceva mai tare la sfârșit de filmare? Eu cred că o botică, un pahar de gin, izbar. Nu crezi, dar așa a fost. Și noi așa, că ne-am încălzit la sobă, nu mai ies, noi venim un pahar de izbar, mâncăm acolo niște biscuiți. Doamne, a fost foarte drăguț cu noi, ne-a servit un cafea cu ceișor. Ne încălzea așa, ne îndulcea. Post-producția, cât a durat? Pentru că este una, o zi de filmare, acolo unde tragi foarte multe cadre, cine știe dacă o să le folosești pe toate. Cea mai complicată este la post-producție, atunci când plămădești totul. O noapte și o zi. O noapte. La tine tot în două zile se rezolvă. Da, pentru că cumva mie îmi place, am făcut tot lucrul, bat fierul cât e cald. Ziua nu era posibil pentru că era ocupat videograful și a zis ok, eu sunt disponibilă noaptea. Și am lucrat noaptea și ziua. Tu ai participat, ai ales ceva acolo sau ți-a arătat finalul și ai zis niciun comentariu? Nu, eu nu am ales, nu am avut timp, eram plecată, nu știu ce, dar am încredere totală în Vica și am zis, chiar mi-a arătat ultimele ori că
când am postat. Mi-a arătat și e clar că cât ceva am găsit eu. La mine permanent găsesc ceva. E ceva nu-mi place, foarte autocritică. Doamne, eu n-am văzut un om atât de critic cu el. Sim. Niciodată. Uite, el muncește foarte mult asupra ei. Uite, și asta e foarte albaștri are. Ce nu-ți place? Că eu am ieșit acolo grasă. Zic, vină, Taniușa, și... Dar nu, dar asta e bine. Probabil noi ar trebui să avem părticica asta noi, ca de, să știm la ce să lucrăm, să știm că vrem mai mult și eu apreciez foarte mult lucrul ăsta la ea. Mersi. Draga mea, eu cu tine încă și altă treabă. Ce acolo ședințe foto așa frumoase ai reușit să organizezi? Eu? De te-ai lăsat convinsă? Tare greu. Ei, da. Tare, tare greu. Vă știți că eu sunt așa mai... Pun o frunză deasupra și nu mă văd. Dar mai multă lume deja mi-a zis că să ies din zona asta mea de confort, că deja asta seamănă un pic ca complexe. Și zic că mai sunt și eu complexată de la naiba. Și zic, mai hai să mă încerc, hai să văd și până la sfârșitul săptămânii apare și revista. Mm-hmm. Abia așteptăm să vedem toate, și eu tot. Toate pozele, ați văzut-o, parcă nici nu era ea. Deci, și asta este foarte interesant, să te vezi un pic într-o altă ipostază, să te descoperi și altfel de femeie. Exact. Bravo. Bărbatul vine acasă după ce... când ajunge revista sau... Vine că e ziua lui de grabă și eu trebuie să mă ocup și trebuie să faci un cadou. Asta. Și, însă că nu o să mă îmbrac în costumul celălalt. De fapt, acolo este o geacă și e dezbrăcat total. Dacă vrei, pot așa, dacă nu, nu. Mulțumim fetelor pentru zâmbete, sinceritate. Hai în aceste clipe să admirăm și videoclipul și să ascultăm și melodia. O fată frumoasă, ne cântă. Un videoclip și mai frumos, pentru că acolo unde se unesc oamenii care muncesc cu pasiune, nu are decât să iasă ceva excepțional. Tatiana Martin, pentru voi, ce de acasă și noul său videoclip. Tu mă bădiță de mână pe unde cărare ai bună, mamită, Lidia, îi plași mă dreata mui pașii. Hai, tu mă bădiță de mână, hai pe unde cărare ai bună, și mamită, Lidia, îi plași. Soare, nu mă mai lăsa din brațe și s-a dat din viață. Tu mă bădiță de mână pe